Bună ziua, suntem live pe cafetele.ro. Unele persoane nu răcesc deloc în sezonul rece, în vreme ce altele fac de 6-7 ori viroze. Acest lucru poate fi din cauza unor obiceiuri alimentare greșite sau unui stil de viață nepotrivit. Mai multe pe acest subiect vom discuta astăzi cu domnul dr. Ovidiu Peneș. Bună ziua, domnule doctor, bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit, bună ziua și un an nou fericit. Dar mai ales cu multă sănătate. Cu multă sănătate, că e mai bună decât cât toate. Spuneți-mi puțin despre aceste răceli repetate. Ele sunt un semn a unui organism obosit, a unui Sigur sistem da. Imunitar scăzut? Nu numai. Sunt semnele că corpul nostru are nevoi pe care noi nu le-am ascultat și nu le-am satisfăcut. În primul rând, când noi începem să îi luăm din echilibrul nutrienților, din echilibrul vitaminelor, din echilibrul proteinelor, printre primele lucruri la care organismul nostru renunță, pe lângă structura musculară, este structura imunitară. Pentru că și anticorpii și tot sistemul ăsta imunitar se bazează foarte mult pe calitatea nutrienților. Noi avem nevoie de materie primă pe care să o procesăm și să o transformăm în structură musculară, în o serie întreagă de enzime, de detoxifiere și în acești anticorpi și celule care să funcționeze, care sunt străjerii organismului nostru să lupte într-o primă fază cu tot felul de virusuri, bacterii, ciuperci și așa mai departe cu care noi intrăm în contact zi de zi. Deci, un primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când nu facem doar o răceală pe an sau la schimbarea de sezon, este că, sigur, ne-am vaccinat sau nu ne-am vaccinat, dar și cu vaccinul ăsta o să vedeți că răspunsul imunitar la vaccin va fi condiționat de aceiași factori, că dacă imunitatea noastră este slăbită, dacă tot organismul nostru este chinuit și slăbit și lipsit de nutrienți, și răspunsurile la tot felul de stimul și de tratament vor fi mai lente, de mai proastă calitate și nu vor fi optime. Și o să vedeți că, în primul rând, ne ducem și ne uităm. Mâncăm echilibrat, mâncăm din toate principiile nutriționale, ce să zic, avem proteine de calitate din toate sursele, din toate tipurile de carne, din toate tipurile de legume sau nu avem. Deci, în primul rând, ne gândim la tipul de alimentație. Un alt lucru pe care îl facem, mai ales că acum este și la modă, intermittent fasting-ul ăsta care regenerează, el trebuie gândit și făcut în prezența unui specialist, pentru că înfometarea, mai ales în cadrul unor diete în care mănânci foarte puține calorii, au trecut sărbătorile, ai luat un kilogram, două în plus și te tentează să nu mai mănânci ca să reintri în formă, determină acțiunea unor hormoni, în special al celui deasupra rinichiului, o glandă suprarenală care produce cortizol. Când se produce cortizolul ăsta distruge sinteza proteinelor și afectează sistemul imunitar, deci slăbește sistemul imunitar. A te înfometa, mai ales într-o perioadă de frig, a te duce foarte înfometat la culcare. În timpul nopții ai o perioadă de 8 ore de înfometare. Vei avea secreție foarte crescută de cortizol care va inhiba sistemul imunitar. Un alt lucru este sedentarismul. Lipsa sportului, a activității fizice care să stimuleze tiroida, hormonul de creștere, testosteron și alte tipuri de hormoni în corpul nostru care să ne stimuleze organismul să funcționeze, inclusiv din punct de vedere imunitar, acest stimul începe să lipsească. De aceea iar e foarte important să începeți să faceți o activitate fizică, nu neapărat să vă luați un abonament la o sală scumpă, să mergeți 15-20 de minute în aer liber, mișcare, flătări, genoflexiuni, fandări, mai ales dimineața, să stimulați, să puneți în mișcare structurile musculare, să stimulați inclusiv sistemul imunitar. Un alt lucru foarte important este să aveți un somn de calitate, să nu vă privați de somn, pentru că dacă vă reduceți orele de somn și mai veniți și cu lucruri toxice, exces de alcool, exces de și fumatul, care e principalul mecanism de inhibare a imunității la nivelul sistemului respirator, vă slăbește foarte mult capacitatea de a lupta cu acest germen, în special cu răcelile astea de sezon. Deci o hidratare corespunzătoare, deshidratarea la fel nu permite
Se prind anticorpii, se prind celulele de apărare de aceste virusuri, bacterii luptă cu ele, avem nevoie de un sistem de flush-out, de eliminare a lor din organism, care în contextul unei deshidratări, în care nu bem suficientă apă, iară, o să vedeți că nu funcționează corespunzător. De ce avem de reținut? Puțină mișcare, hidratare corespunzătoare, mâncat foarte echilibrat, fără înfometare, mese mici, de mai multe ori pe zi și nu uităm că, iară este important că în timpul anotimpului răcoros, dăm drumul la radiatoarele, la calorifere, la maximum. Temperaturile foarte înalte, 25-27 de grade, cum văd în multe case, usucă foarte mult aerul și când usucă aerul, germenii, mai ales virusurile, încep să se elimine, să se ducă, mai ales la un strănut, pe zone foarte mari, pe suprafețe foarte mari și contaminarea din punct de vedere al unei persoane bolnave să afecteze pe foarte mulți oameni din jur. Deci aveți grijă să purificați aerul, să-l umidificați, să aveți un umidificator. Există chiar acele umidificatoare, umidificatoare pentru cameră, da? Care deci nu stați într-un aer uscat cu calorifere. Chiar dacă nu aveți umidificator, puneți prosoape îmbibate în apă pe calorifer, ca aerul să se umidifice. Cu cât e mai umed, cu atât germenii se răspândesc mai puțin. Inclusiv cei care sunt pe jos, pe pardoseală, nu se ridică ca un praf în aer. Un alt lucru pe care îl faceți, temperatura să nu fie foarte înaltă, tocmai din acest motiv să nu se disipeze pe distanțe mari virusurile. Deci să mențineți temperatura 21-22 de grade. Dacă aveți pe cineva răcit în casă, neapărat avem tendința să închidem tot, să încălzim, să nu deschidem geamurile, să nu răcească mai tare, nu. Dimpotrivă, ieșiți la fiecare oră, câte 5 minute, deschideți larg geamurile, să se elimine germenii, să se ventileze aerul și apoi o să vedeți că se și încălzește mai repede și nu se întâmplă nimic, da? Dar spuneți-mi și în cazul persoanelor care totuși au un stil de viață sănătos, mănâncă bine, se odihnesc, se hidratează, fac și sport și totuși răcesc de multe ori. Bagajul genetic este un factor care influențează acest lucru? Da, o să vedeți că există și un factor genetic. Întotdeauna noi suntem indivizi unici din punct de vedere genetic care influențează sistemul imunitar, dar foarte mult din acest sistem imunitar este strict dependent de modificările noastre de lifestyle. Deci undeva este o greșeală pe care noi o facem. O să vedeți că sunt foarte mulți oameni care descriu. Am început să fac sport și să mănânc mai bine. Parcă nu mai răcesc atât de des. Deci este un lucru pe care îl observă fiecare om care își schimbă sistemul de viață, renunță la mâncarea procesată, la mâncarea cu hormoni, în a mânca din plastic, în a prăji excesiv, în a carboniza alimentele. Contează foarte mult și modul în care le preparăm, da? A începe o activitate fizică, să fie puțin mai activă persoana respectivă, dintr-o dată observă o îmbunătățire a sistemului imunitar. Un alt lucru de care trebuie să țineți cont și ziceți aici de factorul genetic este că mulți dintre noi au intoleranțe alimentare. Când ai intoleranțe alimentare, sistemul tău imunitar, alergic și imunitar, care e un sistem din asta de comun, este foarte preocupat să producă anticorpi și o serie întreagă de lucruri împotriva alimentelor care îți fac rău. Și să mențină o inflamație intestinală constantă și această inflamație și aceste intoleranțe alimentare cu sindrom inflamator al întregului organism scad și slăbesc foarte mult imunitatea, dând boli autoimune și scăzând imunitatea primară împotriva răcelilor și infecțiilor. Un alt lucru pe care trebuie să-l știți este că o mare parte a sistemului nostru imunitar se produce la nivelul tubului digestiv, în intestine, unde acolo există un așa numit microbiom, sunt niște bacterii care ar trebui să existe acolo în anumite procente și în anumite cantități. Când ele se dezechilibrează, pentru că noi n-am mâncat cum trebuie, că am mâncat dezechilibrat, că am băut mai mult alcool, mai multă cafea sau că am luat antibiotice pentru diverse infecții și nu ne-am preocupat să refacem microbiomul, imediat sistemul imunitar general al organismului are de suferit. Deci mare atenție că atrage un semnal de alarmă. Aceste răceli frecvente și scăderea sistemului imunitar asupra microbiomului intestinal, care trebuie și el analizat, analiza florei și corectat.
cu cât corectez mai repede microbiomul, echilibrul dintre bacteriile astea care trebuie să existe, cu atât vei avea un sistem imunitar mai competent. Și iară, principalii jucători în rolul acestei imunități și o cauză foarte frecventă sunt deficitul de zinc, pe care îl are majoritatea populației, deficitul de vitamina D, pe care îl au peste 80% din oameni și mai ales copiii, și nu vă jucați cu asta că nu afectează doar sistemul imunitar, ci favorizează apariția cancerilor, care și ele trebuie să fie prinse de sistemul imun și rezolvate, favorizează apariția bolilor cardiovasculare și a obezității. Deci vitamina D, zincul și vitamina C, care nu ar trebui să lipsească înainte cu o lună de a începe perioadele de viroze. Că a fost acum perioada sărbătorilor și oamenii au mâncat pe săturate de toate și mâncăruri grele. Cum facem să ne detoxifiem organismul după perioada sărbătorilor? Sistemul de detoxifiere, și am spus și repet și vreau să se rețină, este un fenomen permanent. Este un cumul de reacții chimice, metabolice, la nivelul celulelor noastre. Deci este un proces specific organismului nostru. El se produce constant în sânge, la nivelul tuturor țesuturilor, inclusiv în creier, în uzine cum ar fi ficatul și rinichiul, care au roluri esențiale în metabolizare, distrugerea, până la dioxid de carbon și apă, al tuturor acestor metaboliți toxici care vin din interiorul corpului nostru sau cu care am intrat în contact pentru că i-am luat prin exterior. Am fumat, am băut, am mâncat cu euri, cu hormoni, cu arsuri, cu prăjeli, cu lucruri, cu excese. Da? Deci toate aceste lucruri au pus presiune pe același sistem de reacții, care e un număr limitat, are o capacitate limitată. Când eu am venit cu exces, am pus pedala de accelerație, am depășit capacitatea de metabolizare a acestor reacții. Atunci eu am de făcut un lucru foarte simplu. Imediat să opresc stimulul negativ, adică să încep să reintru, este primul lucru și foarte ieftin de făcut, să încep să înlătur excesele. Cel puțin o perioadă de o lună, două luni, dacă nu se poate de tot, evitați alcoolul. Reduceți cantitatea de cafea. Adică și ea, deși nu e rea până într-un punct, folosește aceleași căi metabolice pe care le-au folosit astea. Încercați să micșorați cantitățile de alimente ca atare, de calorii pe care trebuie să le proceseze. Ele să fie cât mai puțin gătite. Cât mai crude, cât mai multe salate, cât mai multă carne la abur și nu prăjită în ulei, cât mai mult să fie bio și nu în exces, gătite, și să ne gândim că ar trebui să luăm mese foarte mici, da? Câte o gustare, cât să ne încapă într-o palmă la 2-3 ore. Un alt lucru, să ne gândim că trebuie să ajutăm rinichiul să epureze, să facă flash out-ul tuturor produselor metabolice, toxice, pe care el le-a procesat într-o anumită formă. Și asta se face cu un alt lucru foarte ieftin, de care noi uităm, apa. Da, deci nu cumpărați sucurile acelea miraculoase care fac tot felul de promisiuni și care sunt pure excrocherii, nu vă așteptați să optimizați sistemul de detoxifiere printr-un suc de ceva sau printr-o clismă. Da? Este recomandat, am înțeles, foarte mult apa cu lămâie, apa caldă cu lămâie. Sigur că e bună, că are și un pic de vitamina C, vă schimbă gustul, dar puteți să puneți și un pic de lămâiță sau puteți să puneți aromă de plantă, da? Să faceți ceaiuri, de exemplu. Dar numai că în ideea că vă va fi mai ușor și mai plăcut să beți această apă. E la fel, foarte bine este să creșteți cantitatea de apă plată, pur și simplu, dar să fie de o sursă bună. Deci o sursă pură, eventual să aveți aparat de purificare a apei care se elimine clor, se elimine metale grele, se elimine tot felul de plumb și alte lucruri care vin pe țeavă. Să fiți siguri că nu vă intoxicați cu acestea și să consumați un număr de litri corespunzător, astfel încât să aveți urina transparentă incoloră. În fiecare, în funcție de greutate, de înălțime și așa, va avea nevoie de volume diferite. Însă un lucru foarte bun este că ne uităm, punem într-un pahar transparent, într-un recipient transparent, urina să fie incoloră, transparentă. Asta înseamnă că eu i-am dat volum suficient de hidratare corpului nostru. Foarte important, dimineața, cum am trezit, să mă aștepte două pahare mari de apă
până nu mă ridic din pat, le-am băut și apoi îmi începe activitatea, după aia văd ce mai este de făcut. Și întotdeauna să mă hidratez foarte bine între mese. Nu beți apa cu alimentele la masă, cum iară obișnuiesc cu oamenii să facă, pentru că vă diluează sucurile digestive și procesele de digestie sunt date peste cap și nu este în regulă, dar beți foarte multă apă între mese, că va fi foarte bine. Și cum spuneam, nu exces de proteine, deci nu mâncăm mai mult de cât un pod de palmă, de pește, de carne, de omletă, de albuș, de ou fiert și așa mai departe, de să fie din toate structurile și întotdeauna când mănânc o proteină să am grijă să am din astea fibre multe. Fibrele multe din salate, din varză, din brocoli, din legume verzi, cât mai puțin, opărite doar, opărite, să menținem structura acestor legume, adă un aport suficient de fibre. Și aici avem detoxifierea digestivă. Aceste fibre o să vedeți că absorb grăsimile proaste și aduc un echilibru în structura grăsimilor din sângele nostru, care iar joacă un rol important în această detoxifiere. Și o să vedeți că odată ce am purificat toate aceste detoxuri, apă, metabolism și așa mai departe, o să începeți să și pierdeți greutatea, kilogramele în plus câștigate în perioada sărbătorilor. Vă mulțumesc că ne-ați răspuns la întrebări și că ați fost din nou alături de noi și astăzi. Cu drag. Vă așteptăm pe canalul nostru de YouTube și pe Facebook să ne lăsați comentarii, întrebări, poate aveți pentru domnul doctor, el ne va răspunde la orice. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag săptămâna viitoare. La revedere!